Gata. Stai mine să râd. Salutare tuturor, eu sunt Dragoș de la cel.ro, iar astăzi vă prezint HTC U12+. Ce? HTC? Mai țineți minte de HTC? Erau atunci pe vremea aceea, acum mulți ani de zile, când aveau HTC Diamond și telefonul era mult peste perioada respectivă. Anul trecut au avut HTC U11, care a fost... Dar anul acesta HTC vine cu U12+, care vrea să uimească pe toată lumea, cer scuze, și nu doar atât, vor să iasă din anonimat. Adică eu mi-aduc aminte că în ultima vreme erau doar pentru produse cu VR și atât, nu și pentru telefoane, dar să trecem la telefon. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Imediat cum deschidem capacul, suntem întâmpinați de telefon, care este într-o folie, pe care îl voi lăsa deoparte, dopurile pentru căști de rezervă, un cablu care chiar pare de calitate, e foarte gros și foarte solid, o să încerc să-l desfac de aici. Și da, pare genul acela de cablu care o să țină foarte mult. O pereche de căști stereo, ei de la HTC spun că se numesc U-Sonic sau U-Sonic, dar bineînțeles fără mufă jack, ci cu mufă USB tip C. Încărcătorul și aici avem o folie transparentă cu o carcasă de plastic. Interesant, o să o las aici. Și bineînțeles maculatura de rigoare. Dar o să fac curat imediat. Cătălin? Am desfăcut telefonul, l-am setat pentru prima oară și acum haideți să vedem ce e diferit față de modelul de anul trecut. Oh, și am păstrat carcasa aceasta pentru că chiar sunt curios să văd cum vine pe telefon. Adică totuși este un telefon premium care vine cu o carcasă de plastic cu tăieturi pe margine. Adică practic nu protejează deloc telefonul, dar ei, cine sunt eu să judec? HTC. Spre deosebire de modelul de anul trecut, anul acesta HTC a renunțat de tot la butoane, adică pe lateral au pus o imitație de butoane, dedesubt au pus un senzor de presiune și practic se folosește de același motor de feedback ca și EdgeSense. Oh, și apropo, anul trecut EdgeSense nu mergea așa de bine, așa că haideți să vedem cum merge anul acesta pe acest telefon. Dar atât despre poveștile cu HTC, haideți să trecem la acest telefon și să vedem din ce este făcut. Pentru început, pe față avem Gorilla Glass 3, pe spate din nou sticlă, dar este nespecificat ce fel de sticlă, rama este făcută din aluminiu și toate acestea cântăresc împreună aproape 190 de grame. Pe față avem un ecran Super LCD, fără notch și fără colțuri rotunjite. Diagonala acestuia este de 6 inci la o rezoluție de 1440x2880 de pixeli, un aspect 18:9 și o densitate de 537 de pixeli per inci. Unghiurile de vizualizare sunt excelente, însă luminozitatea nu este așa de mare în comparație cu alt flagship, cum ar fi S9 sau G7 ThinQ de la LG. Deasupra se regăsesc cele două camere pentru selfie, ambele cu rezoluția de 8 megapixeli și f2.0. În dreapta este grilat pentru difuzor, un microfon, senzorii pentru lumină și în final LED-ul pentru notificări ce stă bine ascuns sub sticlă. Pe spate, în partea de sus, este camera duală ce este însoțită de un senzor pentru autofocus cu laser, blitzul LED și în dreapta acestuia încă un microfon. Sub acestea se regăsesc senzorul pentru amprentă, logo-ul HTC și încă un microfon. Pe laterale, în stânga, este doar sertarul hibrid pentru SIM-uri și microSD. În partea superioară, încă un microfon și în final, în partea de jos, este microfonul principal, împreună cu mufa de alimentare tip USB-C și grila difuzorului. La capitolul software, telefonul rulează Android 8.0 Oreo, peste care cei de la HTC au introdus interfața lor custom, SenseUI. Spre deosebire de celelalte interfețe, aceasta este mult mai apropiată de cea stock de la Google, adică nu are iconițe schimbate sau meniuri ascunse și aranjate altfel. În testele noastre sintetice, în Geekbench 4, telefonul a scos 2444 de puncte în single core și 8901 puncte în multicore. Nici în AnTuTu Benchmark, scorul final nu dezamăgește, acesta fiind de 257431 de puncte. Per total, telefonul se mișcă foarte bine, iar sacădările sunt aproape zero, chiar și în condiții grave sau în condiții majore de multitasking. U12+, se descurcă excelent inclusiv la capitolul gaming. Experiența în jocuri este una fluidă, fără sacadări, însă dacă e o sesiune prea lungă, telefonul tinde să se îngingă destul de mult.
Și da, am spus difuzor mai devreme. Asta pentru că are un difuzor sus la partea unde vorbești și un difuzor jos la partea unde ar trebui să asculti în mod normal. Deci, practic, sistemul audio al acestui telefon este stereo. Și am spus că are foarte multe microfoane, aproape 5 la număr dacă nu îl punem la socoteală pe ăla de jos. Și asta pentru că poate să înregistreze sunet 360 de grade atunci când filmezi. Dar despre asta vorbim mai târziu la capitolul media. La capitolul fotografie, HTC reușește să capteze detalii ridicate cu o expunere bună și o reproducere precisă a culorii. Zoomul optic de 2x te poate ajuta în unele situații, însă trebuie să ai o mână stabilă pentru a capta o imagine nemișcată. Mai există și un zoom digital de 10x. În încăperi, setările automate merg foarte bine, iar în testele noastre nu am întâmpinat probleme cu expunerea sau saturația imaginii. Camera duală reușește să scoată un efect de bokeh natural. Diferența dintre subiect și fundal este bine făcută, dacă nu chiar excelentă. Ocazional apar mici artefacte, dar acestea sunt vizibile doar la o inspecție mai amănunțită. După ce am luat telefonul să fac câteva teste cu camera acestuia, am zis că, ok, segmentul ăsta trebuie filmat cu telefonul. Deoarece calitatea acestuia este atât de bună și calitatea sunetului este atât de bună încât nu pot să cred că este un telefon mobil. În momentul acesta sunt 60 de cadre pe secundă cu o rezoluție 4K, iar setările dinăuntru sunt date pe High Resolution Audio. Haideți să vedem cum funcționează și stabilizarea optică în momentul în care Cătălin mă filmează și mergem. Și mai târziu putem să vedem și celelalte setări pentru sunet. Acum testăm. Vedea cu Sony Zoom. Și în caz când vrei să filmezi undeva într-o bibliotecă, poți să activezi opțiunea asta și sunetul va fi amplificat. Oh, și mostra asta nu este editată sub nicio formă, nici din punct de vedere audio, nici din punct de vedere vizual. Așadar, așa filmează telefonul, asta e ce primiți. În concluzie, HTC U12 Plus este un telefon demn de un flagship al anului 2018, însă mie mi se pare că HTC încearcă să supraviețuiască și să scoată ceva în plus. Au reușit. Față de anul trecut cu U11, cu acel EdgeSense care funcționa din când în când, anul acesta acest EdgeSense funcționează extraordinar de bine. Tot ce n-am înțeles este de ce au introdus în pachet această carcasă de plastic, care este, din punctul meu de vedere, absolut groaznică. Nu protejează telefonul sub nicio formă. Poate să intre praf pe aici și atunci când dau carcasa jos și o pun, poți să zgâri telefonul. Aici pe spate este un decupaj imens, când puteau doar să-l facă simplu după fiecare element. În continuare, nu urmărește trendul cu notch și cu ecrane rotunjite și mai știu eu ce alte briz-brizuri. Este un telefon clasic, simplu. În ceea ce privește fotografia, acest telefon a reușit să depășească și iPhone X și Samsung Galaxy S8 și S9, fiind pe locul 2 după Huawei P20 Pro în rankingul celor de la DxOMark. Ca o alternativă a acestui produs, deși el este unul dintre cele mai bune, puteți să alegeți Huawei P20 Pro dacă sunteți pasionat de fotografie sau dacă vă place mai mult muzica sau sunteți mai mult pe partea media a experienței unui telefon mobil, puteți să alegeți LG G7 ThinQ, deoarece el are acel difuzor boombox speaker și mai are incorporat un procesor quad DAC. Asta înseamnă că prin căști calitatea audio este net superioară față de acest dispozitiv. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, iar acesta a fost probabil lozul câștigător al lui HTC de anul acesta. Dar vom vedea în viitor ce se va întâmpla. În final, nu uita să verificați descrierea pentru link-uri utile și prețul actualizat. La revedere!